Salut! Pentru înregistrare în statului tău Homeplex 19 Wi-Fi în aplicația Tuya, urmează acest ghid. Acesta tratează conectarea cu un smartphone cu sistem de operare Android. Pentru iOS, procesul este foarte asemănător. Când nu ai făcut deja asta, descarcă aplicația Tuya din Google Play sau App Store și activează-ți un cont. Asigură-te că termostatul are bateriile incluse și este pornit, este deja sincronizat cu receptorul, receptorul este de asemenea alimentat și ai acces la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz stabilă, cu semnal de minim 3 din 5 și protejată cu parolă. Deschide aplicația. Din pagina principală, apasă simbolul plus aflat în dreapta sus și din lista alege Add Device. Din pagina de echipamente afișată, alege din stânga Small Home Appliances, iar din dreapta paginii derulează și alege din listă Termostat Wi-Fi. Adaugă numele și parola rețelei Wi-Fi la care termostatul se va conecta. Verifică că aceasta este o rețea de 2,4 GHz, altfel înregistrarea nu va funcționa. La final, apasă Next. Cu receptorul pornit, ține apăsat butonul 3 secunde până când primul LED va lumina verde alternativ încet. Dacă din diferite motive va lumina verde alternativ rapid, apasă încă o dată butonul pentru 3 secunde. Revină la aplicație și apasă pe butonul Confirm that indicator is blinking și imediat apasă pe Blink slowly. Mai departe, trebuie să conectezi telefonul cu receptorul pentru a comunica acestuia datele de conectare la router. Apasă Go to Connect, alege Wi-Fi și din listă alege rețeaua care începe cu Smart Life. Așteaptă câteva momente pentru conectare și revină în aplicație. De aici, procesul este automat și nu ar trebui să dureze mai mult de câteva secunde. La final, telefonul se va conecta automat la rețeaua Wi-Fi la care și termostatul este conectat. Apasă Done. Te las să descoperi singur mai departe posibilitățile oferite de aplicație. Consultă manualul pentru explicații amănunțite, inclusiv pregătirea programelor sau conectarea cu Amazon Alexa și Google Assistant. Vizitează pagina termostatului din site-ul Homeplex pentru informații actualizate, ghiduri, întrebări frecvente și multe altele. Link în descriere.